Conducerea interimară a PSD a luat astăzi mai multe decizii pe care urmează să vi le comunic și dumneavoastră, ca urmare a cererii guvernului de angajare a răspunderii pe alegerea primarilor din două tururi de scrutin. PSD va depune o moțiune de cenzură, moțiune care se va axa nu doar pe sancționarea unui abuz al guvernului Orban, care dorește să schimbe regulile în timpul jocului, ci și pe necesitatea demiterii ca urmare a proastei guvernări. Să nu uităm că de la investire, guvernul Orban s-a împrumutat cu suma de 20 de miliarde de lei, fără ca acești bani să fie direcționați către investiții. Din moment ce șantierele de autostrăzi sunt subfinanțate, din moment ce nu au mai fost alocate fonduri pentru dezvoltarea comunităților locale, nu se mai măresc nici veniturile românilor și se taie toate programele de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii sau pentru fermieri care fuseseră introduse de guvernarea PSD. Să nu uităm și că ieri Ludovic Orban și-a recunoscut intenția de a nu majora punctul de pensie la 1775 de lei din luna septembrie, așa cum este prevăzut în legea pensiilor, așa cum a recunoscut și că nu dorește creșterea alocațiilor copiilor, creșterea salariilor profesorilor, anunțând chiar și măsuri dure de austeritate, cum ar fi eliminarea scutirii de impozite la IT-iști. O altă decizie a fost trasarea sarcinii către departamentele PSD de a reactualiza programul de guvernare al PSD în raport cu ultimele măsuri luate de guvernul Orban, care a reușit să anuleze în doar 3 luni de zile toate progresele economice făcute de România în ultimii ani. De la 2,97% deficit au ajuns la 4%, de la 35% datorie publică se prognozează o datorie publică de 39%, de la aproape 5% creștere economică, am avut chiar și 7% în anul 2017, se îndreaptă spre o creștere economică de doar 2% potrivit analiștilor economici. De la 3,4% inflația în luna noiembrie a ajuns la 4,2%, iar cursul leu-euro a cunoscut de asemenea un nivel fără precedent istoric. În biroul permanent al Camerei Deputaților astăzi, PSD va cere suplimentarea ordinii de zi cu legea privind eliminarea pensiilor speciale. Dacă aveți întrebări. Câte semnături ați strâns până în acest moment pentru moțiunea de Din cenzură? câte știu eu, toți colegii noștri au semnat. Și cei de la Și ODMR cei vor de la UDMR, susține? da, vor susține această moțiune de cenzură, sigur. Cu cine negociați pentru a aduna voturile care vă mai sunt Cu toată lumea. necesare? Inclusiv cu Pro-România? Cu toată lumea, toți parlamentarii care doresc să dea jos acest guvern care, iată, în 3 luni de zile a reușit să anuleze toate măsurile bune luate în ultimii ani de zile, cred că orice parlamentar care dorește să voteze moțiunea este binevenit. Sunt deschiși cei de la Pro-România să voteze moțiunea de cenzură? Asta ar trebui să-i întrebați pe dumnealor, dar eu sper să fie și alți parlamentari în afară de cei de la PSD și UDMR care să susțină această moțiune de cenzură. Cum va încerca PSD să oblige într-un fel guvernul să aplice majorarea pensiilor, să aplice legea pensiilor care a fost făcută chiar de dumneavoastră? Veți veni cu vreo inițiativă în Parlament sau ce demersuri veți face? Cred că primul pas este să dăm jos guvernul prin moțiune de cenzură, pentru că este clară intenția lor. Din punctul meu de vedere, ieri Ludovic Orban a fost foarte tranșant. Ei își doresc aceste alegeri anticipate în luna iunie, doar pentru a nu ajunge ca în luna septembrie să majoreze punctul de pensie și toate celelalte măsuri pe care știți foarte bine că trebuie să le ia conform legii. Știu că dacă alegerile sunt la termen, în luna noiembrie, automat vor pierde capital electoral. Din cauza asta vor alegeri anticipate, dar suntem pregătiți inclusiv pentru alegeri anticipate. Vorbiți despre această moțiune de cenzură, dar totodată spuneți că nu vreți să reveniți la Palatul Victoria. Care este alternativa? Dați jos guvernul PNL. Cred Ce se întâmplă pe mai departe? că nu ați fost foarte atentă.
am solicitat departamentelor noastre să reactualizeze programul de guvernare. Orice partid politic trebuie să aibă ca și prioritate guvernarea țării. Inclusiv pentru Partidul Social Democrat este o astfel de prioritate pe care ne-o asumăm. Dar asta înseamnă PSD-ul în sondaj acum, în acest moment? Nu contează sondajele, contează votul alegătorilor și vom vedea acest vot în momentul în care vor avea loc alegerile. Doamna Vasilescu, îl contraziceți pe liderul interimar al PSD, care spunea că partidul nu va avea o propunere de premier dacă se ajunge la consultări la Palatul Cotroceni și că nu și asumă această guvernare. Inclusiv Paul Stănescu spunea lucrul acesta dimineața. Eu am participat la această conferință de presă a domnului Ciolacu de la Argeș, care a spus textual că la ora actuală nu avem un program de guvernare comun cu UDMR ca să putem să intrăm la guvernare într-o astfel de alianță. Noi avem un program de guvernare pe care cred că toată lumea în această țară îl cunoaște foarte bine, dar care sigur că trebuie reactualizat, ceea ce și facem în perioada imediat următoare. Iar în ceea ce privește decizia pe care Partidul Social Democrat o va lua vis-a-vis de intrarea sau nu la guvernare, ea va fi tranșată într-un cex de săptămâna viitoare. Dar știm cu toții, Klaus Iohannis a exprimat foarte clar că nu-și dorește ca PSD să intre la guvernare dacă acest guvern va cădea. Nu e niciun fel de problemă, noi ne pregătim pentru alegeri. Cenzură? Sunt bineveniți dacă vor vota această moțiune de cenzură. Eu cred că primii care au înțeles că acest guvern trebuie să plece acasă sunt chiar cei de la PNL, care au văzut cât de prost guvernează. Iarăși, cred că și Klaus Iohannis a văzut cât de prost guvernează acest guvern și din această cauză își dorește alegeri anticipate și, bineînțeles, ca acest guvern să fie demis de Parlament. N-au nici măcar onoarea de a-și da dumnealor demisia. Așteaptă să fie demiși de Parlament. Susțineți ideea unui guvern de Uniune Națională și ce ar presupune? Este o decizie pe care o va lua CEX-ul. Ce ar presupune acest guvern de Uniune Națională? Este o decizie pe care o va lua CEX-ul. Nu pot să fac afirmația atâta timp cât nu există încă o decizie a CEX-ului. Săptămâna viitoare, în acel CEX despre care vorbiți, veți decide și dacă socialdemocrații vor susține o propunere de premier, chiar dacă nu din rândul Partidului Socialdemocrat? Sigur că vom juca la vremea respectivă cu cărțile pe care le vom avea pe masă. Dacă deocamdată, primul, veți avea o nouă deocamdată, majoritate în Parlament. Deocamdată, primul punct este acela de a da jos acest guvern. Mai departe, ce se va întâmpla e o decizie pe care o vom lua în CEX și desigur că vă vom anunța imediat. Există varianta în care să guvernați alături de Partidul Național Liberal în acea variantă de guvern? Așa cum v-am spus, este o decizie pe care o va lua CEX. Vreau să vă întreb și pe un alt subiect. Deputatul PNL de Dolj, Nicolae Giugea, spunea că în primăria Craiova 20% dintre angajați sunt puși în funcție de dumneavoastră pentru a spiona colegii. Cum comentați? Dați-mi voie să nu comentez de la această tribună toate prostiile pe care le debitează acel domn. A început deja. Haideți să păstrăm... Probabil că da. Dumnealor care n-au văruit o lacră de gard în acel județ și în acel oraș de 30 de ani, nu pot să atace decât Suburban. Mă aștept la orice în această campanie electorală, dar nu acesta este motivul conferinței de presă. Negocierile pentru moțiunea de cenzură cu cei de la Pro-România sunt afectate de acuzele pe care i le-ați adus lui Victor Ponta pe Facebook? Nu am cunoștință să existe niciun fel de negocieri. Dacă sunt astfel de negocieri, cred că cel mai în măsură să vă răspundă la această întrebare este președintele partidului. Doamna Vasilescu, dacă președintele Klaus Iohannis va propune două persoane de la PNL pentru premier, dacă moțiunea trece, ce va face pe acel caz? Vom lua această decizie, așa cum v-am spus, în cadrul CEX-ului. PSD-ul este dispus să își asume inclusiv riscul anticipatelor, fără niciun fel de probleme. PSD-ul se pregătește și reactualizează programul de guvernare. Orice partid politic trebuie să își propună să intre la guvernare, mai ales într-o situație de criză cum este aceasta, din păcate. Pentru că reușisem să aducem România pe un făgaș economic foarte bun și iată că numai 3 luni de zile au reușit să ducă în cap economia țării și v-am dat mai devreme toate cifrele. Mai
Am și spus că această moțiune de cenzură este doar un pretext pentru pe care guvernul ni-l oferă prin angajarea acestei răspunderi. Dar că ne vom asuma în această moțiune de cenzură să spunem că acest guvern trebuie să plece, în primul rând, pentru proasta guvernare. Aici este vorba de două lucruri. Schimbarea regulilor în timpul jocului, ceea ce vor să facă, modificarea legislației electorale, fără să o treacă prin Parlament, în condițiile în care există o comisie parlamentară îndrituită să facă acest lucru. Iar al doilea motiv este cel al proastei guvernări. Probabil că, dacă această moțiune de cenzură nu va trece și sperăm să treacă, vom folosi a doua posibilitate pe care o avem în această moțiune de, în această sesiune parlamentară, să mai facem încă o moțiune de cenzură. Concret, între un nou premier liberal după moțiunea de cenzură și alegerea anticipate, ce ați alege? Vreți să repetați întrebarea? Între un nou premier liberal, un nou guvern liberal și alegerea anticipate, după această moțiune, ce ați alege? Noi nu avem niciun fel de problemă cu alegerile anticipate până la urmă. Adică, numai puțin, adică nu este chestiunea la care trebuie să se refere acum Partidul Social Democrat. Nu înțelegem de ce fac aceste alegeri anticipate, decât dacă ar fi să ne gândim la faptul că din luna septembrie nu mai vor să facă acele majorări și le este frică de votul poporului, dar nouă nu ne va fi niciodată frică de votul popular și dacă calendarul și ce va stabili Parlamentul României până la urmă ne duc la alegerile anticipate, este o situație pe care ne o vom asuma și vom candida în aceste alegeri cu șanse mari, zic eu, pentru că cred că oamenii au început să facă diferența între guvernarea bună a PSD-ului și guvernarea foarte proastă a PNL-ului. Aici nu este vorba de partide, vedeți? Tocmai acest lucru nu se înțelege. Aici nu este vorba de interesul Partidului Social Democrat. Noi nu suntem ca cei de la PNL. Ei, toate măsurile pe care le iau, le subordonează unui singur deziderat, maximizarea scorului electoral. Pentru noi, dezideratul este o bună guvernare. Să sperăm că acest popor va avea parte și de un guvern care să se aplece către nevoile sale, nu către interesul politic. Doamna Vasilescu, ați minimizat afirmațiile lui Titus Corățean despre foștii membri PRM? Nu, absolut deloc. Nu știu la cine s-a referit, din punctul meu de vedere, libera exprimare în acest partid este garantată, oricine are dreptul să se exprime așa cum dorește. În ceea ce privește relația mea cu Titus Corlățean, probabil că mulți dintre dumneavoastră nu știți, este artizanul aducerii mele în PSD în anul 2007, când era secretar general al partidului. Bun, ei caută acum tot felul de motive. Noi știm care sunt motivele reale. Nu vor alegeri la termen pentru că au de luat niște măsuri foarte dure și asta i-ar incomoda în scorul electoral. Nu credem nimic din ce spun cei de la PNL. Până acum, alegerile s-au desfășurat așa. Să nu uităm că doamna Raluca Turcan, Cezar Preda și toți ceilalți și-au dorit în anul 2008 ca să se desfășoare alegerile cu primarii dintr-un singur tur de scrutin. Acum s-au gândit dumnealor că nu e bine, că nu le cade bine politic. Ar fi trebuit să se gândească la asta măcar cu un an înainte de alegeri, nu în precampania electorală. Nicăieri în lume nu se întâmplă asta. Este foarte posibil să fie. Din cauza asta, cred că statul român trebuie să-și pună în aplicare toate pârghiile pe care le are la îndemână ca votul să fie cel corect. Eu, o clarificare.
ce ați numit riscul anticipatelor. Care este riscul? Pentru Partidul Social Democrat? Nu, nu este niciun fel de risc. Doar că se schimbă regulile în timpul jocului și că PNL dorește doar să obțină un scor mai bun decât l-ar obține în luna noiembrie când ar fi alegeri la termen. Adică văd că n-au niciun fel de probleme să aloce bani pentru două tururi de scrutin, pentru alegere anticipată, dar prioritățile naționale nu le identifică cei de la PNL în creșterea veniturilor românilor, în programele sociale. Uitați-vă ce se întâmplă în întreaga țară cu asistența socială. Nu sunt bani. Da, avem bani pentru două tururi de scrutin. Uitați-vă de asemenea pe statistici. În ultimul an în care s-au organizat alegeri din două tururi de scrutin, 88% din primarii care au avut cel mai mare scor în primul tur au și ieșit primari. Deci nici măcar statistic nu stă în picioare ceea ce spun dumnealor. De astfel de măsuri, creșterea pensiilor, creșterea alocațiilor, intenționa să promovați acele proiecte care sunt în sertarele Senatului și Camerei Deputaților. În primul rând, cred că cei de la PNR ar trebui să fie atenți cu proiectele pe care le-au depus dumnealor, proiectele populiste pe care acum nu le mai recunosc, și anume cu scăderea TVA-ului, creșteri de alocații, de tot felul de programe sociale. Cred că un partid trebuie să aibă coerență și în opoziție și la guvernare și să-și dorească aceleași lucruri. În ceea ce ne privește, am spus, lucrăm deja la reactualizarea programului de guvernare, nu pentru că n-am fi avut program de guvernare, pentru că știți foarte bine că am avut un program foarte bun, ci pentru că au reușit să strice foarte multe din măsurile bune și atunci va trebui să venim cu o replică, bineînțeles, cu un program de guvernare reactualizat. În momentul în care vom avea acest program de guvernare, desigur că vi-l vom pune la dispoziție și veți vedea care sunt prioritățile noastre. PSD va adopta noua sesiune parlamentară proiectul prin care se reduce TVA, a fost reîntors la comisii și voiam să vă întreb dacă socialdemocrații vor... Este o decizie pe care o vom lua în grupul parlamentar. Spuneați că astăzi veți introduce la biroul permanent legea privind eliminarea pensiilor speciale. Vreți să fie discutată chiar la plenul de astăzi? Nu știu dacă la plenul de astăzi va fi posibil, dar cu siguranță la primul plen, având în vedere că raportul comisiei este gata, cred că putem să o și dezbatem, să o și votăm, pentru că, vedeți, noastră ne-am săturat și de această retorică populistă vis-a-vis de pensiile speciale. Toată lumea uită să spună că în anul 2017 guvernul Partidului Social Democrat a plafonat toate pensiile speciale din România, mai puțin cele ale magistraților, unde știți foarte bine că există o decizie a Curții Constituționale. Le-am plafonat, adică nu le-am mai crescut. Și ieri în spațiu public am văzut reprezentanța ai PNL-ului care spun că s-au dat 2 lei la pensiile românilor, dar s-au dat 4 și la pensiile speciale. Nu este adevărat. E o mare minciună. Pensiile speciale au fost plafonate de această guvernare în 2017. De guvernarea Partidului Social Democrat. Ce au făcut cei de la PNL? În momentul în care s-a dezbătut ordonanța de urgență în Comisia de Muncă, ordonanța 59, reprezentantul guvernului a susținut abrogarea acestei ordonanțe de urgență, cu alte cuvinte, să nu mai fie valabilă plafonarea și pensiile speciale să crească de la 9 la 16 miliarde. Cred că este totuși momentul adevărului și în Parlamentul României.